31 de rubini, practic este întoarcerea ta la film după aproape 11 ani de la Minte-mă frumos în centru vechi. Uite că ai făcut un calcul interesant. Da. Da, da, au trecut deja 11 ani. Da, eu mă gândesc acum la film, deci da, la trage, film. Da, film de cinema. Da, că la televiziune și la seriale, într-adevăr, și iată, e altă poveste. Și iată că avem un rol deosebit de interesant, pentru că ai niște parteneri foarte faimoși în acea scenă a ta. Da. E o scenă, aș putea spune, istorică, cel puțin pentru mine, pentru că sunt alături de Mickey Rourke, de Anthony Delon, de Elisabetta Pellini, de Nicodim. E foarte interesant că în această scenă cânt niște cântece care mă reprezintă și cumva sunt fac parte din sufletul poporului nostru, știi? E cu atât mai interesant că e această confesiune, cum ar veni, pe care o fac prin muzica mea în acest film. Și, bine, contextul e foarte interesant, dar, până la urmă, e un subtext acolo și e un mesaj care, cred că, pe care Ciprian l-a gândit foarte bine atunci când am ales piesele împreună. El a venit cu propunerile, a știut foarte exact, a ascultat tot repertoriul meu și m-a surprins cumva prin alegerile pe care le-a făcut, pentru că au fost exact pe sufletul meu. Cum ți s-a părut această propunere? Pentru că bănuiesc că ai citit scenariul și ai văzut că e un film destul de, ca să spun așa, interesant. Exact. Cu substrat. E un film curajos, da? Extrem de curajos. Și un film atât de actual și atât de potrivit pentru timpul pe care îl trăim. Chiar dacă momentul în care decurge prezentul în film este perioada pandemiei, cumva ce trăim acum este o continuare a efectelor acelei crize, acelei pandemii. E o pandemie care s-a transformat într-o pandemie a nebuniei și într-un delir în care toți conducătorii acestui lume parcă au intrat. Indiferent de religie, indiferent de rasă, toate războaiele, toate conflictele în care am devenit părtași, la care am devenit părtași, fără să vrem, și cumva e un semnal de alarmă, e un adevăr pe care nu știu cine ar fi avut curajul să-l spună, decât Ciprian Mega. Și sunt mândră că este din acea zonă de unde sunt și bunicii mei. E din Podul Turcului și eu sunt din zona aia, bunicii mei sunt de acolo, părinții mei. Și am descoperit asta în timpul filmărilor. El știa deja, dar mi-a spus atunci, am zis, uite, vezi, ceva ne leagă mai mult decât acest film. Îți mulțumesc mult și sper să ne mai vedem și la alte proiecte cinematografice. De-abia aștept, cu mare drag. Sunt extrem de fericit atunci când fac film. Chiar îmi place. Mulțumesc!